Bună ziua! Mulțumim pentru raportul muzical, în primul rând, artistului care a menținut tonalitatea muzicală de care avem nevoie înainte de a intra în discuțiile noastre, sau la întâi, dar și în urmă, după cum îmi spunea. Sunt Nicolae Coante, nu mă cunoașteți, numele meu este Nicolae Coante, sunt consultant artistic la Teatrul Național din Craiova și am venit aici la invitația domnului Desideriu Urmăș, care mă supravicitează puțin, cunoscându-mă de pe anumite, probabil, forumuri sau site-uri culturale, unde nu fac act de prezență în Serbie, dar răspund în urmă invitația prietenului meu, Liviu Antonescu, pe care acum domnul Urmăș știe mai multe despre micile mele intervenții. Anumite eu mă ocup cu ceea ce înseamnă teatrul și Teatrul Național din Craiova. Un consultant artistic este un fost secretar literar, cum era în organigrama veche. Se preocupă de producțiile teatrului, în ceea ce privește partea de promovare, caietele, programe, afișele, istoriile, dar eu am și o mică istorietă, să spun așa, mai degrabă, pentru care domnul Budaș a considerat ca și valid aici, la Constanța. Prezint întâlnirile spectator, care sunt denumite după numele unei reviste a teatrului pe care eu o coordonez, se numește Spectator, revista. Este un calc, un nume compus după spectator plus actor. Și atunci apare ca un pic barbarism, spectator. Întâlnirile spectator care au debutat în 2010 au prelejuit sosirea la Teatrul Național din Craiova, peste 60 de conferențe din toate straturile, să spun așa, sau sferele mai degrabă, culturale românești, de la foști președinții sau ambasaduri, am să spun asta ca o reverență pentru poziția lor socială la un moment dat, dar nu înseamnă că ar fi fost printre primii, cum ar fi fost domnul Emil Constantinescu, fost președinte al României, sau domnul Adrian Stase, fost prim-ministru al României, sau domnul Emil Curezeanu, care mi-am amintesc că în acea perioadă era chiar ambasador al României la Berlin. Însă nu prea în calitate de politicien, pentru că nu mi-a interesat așa ceva, ci eram în calitate de conferențiar pentru meritele lor intelectuale într-o anumită zonă, să spunem, culturală. Pentru că anumite grosul acestor întâlniri i-a dat întâlniri cu oameni preeminenți, detalia unui bunic informare, să spunem, Cosmin Aud, care ne vorbea despre aventura domniei sale, în a fi, iată, primul român și ultimul până acum care a zburat cândva în spațiul cosmic, și au un mic anunț, sper să nu întâlzi foarte mult în actul meu de moderare, ne spunea cum a reușit să-i introducă o sticlă de țuică pe cosmodromul rusesc, pe care nu și-o s-a luat o mare plăcere în actele preparative pentru a zbura. Sau actorii Dorel Bișan, sau jurnalistul Cristian Tudor Popescu, sau eminentul om de sport comentator Cristian Sopescu, sau principele Radu al României, sau scriitorii Gabriela Adameșan, poetul Mărmeșan, Ana Pandiana și alții. Adică paleta este destul de largă și, într-adevăr, vizează actul cultural. Asta ar fi motivul pentru care m-am comentat eu să vin aici la dumneavoastră, dintre nu recomanda ceva în mod deosebit, dar o mică experiență în a modera, râdeam azi dimineața cu prietenul nostru, domnul Desideriu Budaș, oltenii nu sunt chiar oameni moderați, sunt mai degrabă imoderați și iată, trebuie să se modereze undeva. Mi-a făcut plăcere să înțeleg o parte din activitatea ASPES, condusă de domnul Jurgănaru, pe care îmi face plăcere să-l salut acum și prezentând, deși dumneavoastră știți foarte bine, iată, din gratitudinea meseriei de moderator, vă prezintă pe cineva pe care dumneavoastră cunoașteți mult mai bine. Și pe distinșii conferențiarii care sunt aici alături de noi, domnul Sârbu, care este fondatorul Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius, și pe care m-am bucurat să-l regăsesc inclusiv în ipostaza, calitatea de urtean și să-l salut pentru că l-a cunoscut pe mentorul nostru între ale literaturii, între ale criticii de poezie,
Eu sunt scriitor, mereu unui scriitor, Ferdinand Marin Brincu, în acea perioadă, unul dintre permenții, să spunem așa, de câte am auzit și eu, ai fondării acestei universități devenite între timp de prestigiu și ultimul, dar nu cel din urmă, cum se spune, părintele Ilarion, despre a cărui vocație am citit recent câteva însemnări, pentru că este probabil un har să fii ales și să treci la alte preocupări lumești, duhovnicești, după ce o viață întreagă a avut o activitate care era, ca să mulțumesc un termen care nu este relativ, mercantilă. Și care, dintr-o dată, se mută cu toată atenția, inclusiv duhovnicească, dar și umană, la cele spirituale care sunt ale Domnului și pe care noi propanii care nu le bănuim, deși încercăm până la sfârșitul vieții. Așadar, sunt bucuros că sunt eu sunt într-o astfel de companie și este oarecum o noutate pentru mine, pentru că sunt și pe teren, n-am să zic avers, dar pe un teren străin, era ușor pentru mine să moderez în spațiul din Craiova, în sălile teatrului din Craiova, pentru că avem mai multe săli. Teatrul nostru împlinește anul viitor 175 de ani și vom sărbători cum se cuvine. Este al doilea teatru național din România, înființat după cel de la Iași în 1848 și cu 2 ani înainte a celui de la București, în 1852. Așadar, noi avem o tradiție și închei, vreau să salut acum, deși nu este nimeni aici din acea zonă, și Teatrul de Stat din Constanța, între câțiva ani de zile, în lucrul ăsta și avem și schimburi culturale, am observat o creștere a standing-ului, a rating-ului său, ca să spun așa, inclusiv prin premiera de către Uniter, a unor spectacole realizate de Radu Aprim, care, întâmplător sau nu, este regizorul nostru, adică Radu Aprim este angajat al Teatrului Național din Craiova, deși el montează cam peste tot în țară și colegele lui e bine meritat. Așadar, scuzându-mă pentru exordiul cam lung, m-aș bucura să-i dau cuvântul domnului Jugănaru, care, așa după cum știți, ne va pune foarte concis în temă cu privire la simpozionul nostru de astăzi.